Apar noi înregistrări revoltătoare făcute la grădinița 255 din București. Educatoarele care nu doar că făceau afaceri pe banii părinților, ci îi și jigneau pe copii, cel puțin asta reiese din înregistrările făcute publice. Vorbim de aceleași educatoare care a fost înregistrată în timp ce le explica unor colege cum se fac bani din activitățile extrașcolare. Inspectorii școlari au aflat de acest lucru și au mai deschis o anchetă și în acest caz. Să te-ai în casă, că te-ai grăbut. Te-ai la mine, dar le sunt șurpe. Trebuie să mă ascult pe mine.